Vineri, la librăria Ezotera a avut loc lansarea cărții jurnalistului Nicolae Melinescu, intitulată O viziune despre televiziune. Volumul se dorește a fi un îndreptar pentru oamenii de televiziune, dar și pentru telespectatori, și reflectă experiența de profesionist a jurnalistului, cu o carieră de aproape 40 de ani în mass media, peste 600 de interviuri cu personalități politice, miniștri de externe, șefi de state, reprezentanți ai NATO și ONU. Evenimentul de lansare au participat și personalități universitare din Timișoara, precum conferențiar dr. Mariana Cernicova, care a ținut un discurs despre marea personalitate pe care o reprezintă Nicolae Melinescu. În primul rând, ați văzut că se cheamă O viziune despre televiziune. Lasă loc pentru alte viziuni, pentru alte abordări, tocmai pentru a desena o hartă a jurnalismului de televiziune în România, care să funcționeze în egală măsură ca bază de pornire, dar dacă vreți și ca o întregire a acestui peisaj. Din carte am încercat să exclud cuvântul trebuie. La capitolul despre redactare sau despre documentare, sunt niște îndrumări, niște sfaturi care sunt rezultate fie din experiența proprie, fie din bibliografie. Am inclus în bibliografie aproape 200 de titluri, tocmai pentru ca această carte să fie și o deschidere pentru cei care vor să aprofundeze. Eu am scris o anumită cantitate am pus în pagină o anumită cantitate de informații, dar sigur că sunt mult mai multe. Cine vrea să pornească pe o potecă specifică despre documentare, despre cadratură, despre tot ceea ce înseamnă, ceea ce compune jurnalismul de televiziune, există deci aceste repere pentru ca să continue drumul de cercetare. Cred că presa din România și televiziunile, în primul rând, sunt constrânse să se ducă spre profesionalism din două motive. Publicul începe să fie totuși din ce în ce mai pretențios, pentru că are experiența convenției care se cheamă televiziune, iar în al doilea rând, marile televiziuni din România au legături în străinătate cu instituții similare care exercită o presiune pentru exercitarea acestei misiuni de comunicator în masă la anumite standarde profesionale și deontologice. Această legătură cu exteriorul nu mai poate fi negată și ea este cu totul altceva, este amplă, este cuprinzătoare, deci este cu totul altceva decât ce se întâmpla cu televiziunea română când era membra Interviziunii. Toate celelalte țări socialiste. Printre multe alte realizări, Nicolae Melinescu a fost primul jurnalist român care a realizat un interviu cu un președinte american. A fost realizator și coordonator al reportajelor transmise de televiziunea română pentru emisiunea World Report, a canalului american CNN și a programului Euronews. În anul 2000 a primit premiul de merit acordat de CNN International pentru cele 93 de reportaje prezentate în emisiunea World Report.